Doamnelor, domnilor, bun găsit! Turnul Cetății găzduiește, iată, începând de astăzi, seria emisiunilor dedicate caselor târgoviștene și nu în ultimul rând personalităților strâns legate de memoria acestor monumente de arhitectură foarte puțin cunoscute de către noi. Le spun bun venit invitaților mei din această ediție, domnul profesor doctor habilitat Silviu Miloiu de la Universitatea Valahia din Târgoviște și Irina Cârstina, doctor în istorie, muzeograf în cadrul Complexului Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște. Bine ați venit! Vă mulțumim foarte mult pentru invitație și urăm emisiunii Turnul Cetății o viață lungă și consistent legată de monumentele istorice, nu numai din Târgoviște și județul Dâmbovița, dar și la nivel național, pentru că, într-adevăr, este extrem de util ca aceste monumente istorice să fie cunoscute, să fie prețuite, să fie conservate și transmise ca moștenire urmașilor noștri. De asemenea, și eu mulțumesc pentru invitație și felicit această idee extraordinară de a păstra și în forma aceasta trecutul nostru. Am ales deloc întâmplător ca pentru prima noastră discuție să încercăm să aflăm atât cât ne permite timpul nostru limitat de nicio oră alocată discuției noastre despre o personalitate remarcabilă nu doar pentru noi târgoviștenii, dar care ne-a lăsat o moștenire impresionantă tuturor românilor în ceea ce privește cercetările istorice întreprinse în urmă cu începute, iată, în urmă cu 100 de ani, nu? Dacă stăm bine să analizăm. Este vorba despre istoricul Virgil Drăghiceanu și vorbim totodată despre Casa Drăghiceanu, care se află în Târgoviște și pe lângă care poate de multe ori am trecut fără să ne gândim că ar putea să ascundă povești atât de interesante legate de viața și activitatea acestui mare istoric. O să vă rog, domnule profesor, să începem călătoria noastră în trecut, în vremuri în care un drăghiceanu, iată, începea cercetările lui în zona aceasta a istoriei. Da, să ne întoarcem într-adevăr în urmă cu 110 ani, exact 110 ani, atunci când Virgil Drăghiceanu tocmai absolvise Facultatea de Istorie și Litere a Universității București și începea, la solicitarea noului prefect din acel moment, Dimitriul, să studieze trecutul nostru. A început printr-o documentare foarte amplă între râurile Ialomița și Dâmbovița, unde a bătut, dacă doriți, din poartă în poartă, a mers din casă în casă, din monument în monument, pentru a vedea ce se întâmplă cu acele monumente și nu doar pentru aceasta, ci și pentru a le pune cu adevărat în valoare și a le utiliza din punct de vedere muzeografic, dacă vreți, a le pune la îndemâna societății și a-i arăta care sunt valorile acesteia, care sunt mărturiile trecutului pe care ea trebuie să le prețuiască. Să ne gândim la faptul că, iată, această colaborare între un om de o mare viziune, un politician care a înțeles foarte bine că destinul lui în fruntea județului îi cere să se îngrijească nu doar de prezentul acestui județ, ci și de trecutul său. Și trebuie să spunem că această colaborare a produs într-adevăr o primă și foarte importantă analiză a ceea ce se întâmpla din punct de vedere patrimonial în județul Dâmbovița. Să nu uităm, unul dintre cele mai bogate din punct de vedere al vestigiilor arhitectonice județe din România. El și-a intitulat publicația care a rezultat în urma acestei vizite, trebuie ca să fim riguros exacti, mai întâi a înaintat un raport prefectului care se găsește la Arhivele Naționale, secția județeană Dâmbovița,
Și apoi a publicat o carte pe care a intitulat-o foarte sugestiv, Călăuza monumentelor istorice. Iată ce frumos! Deci el înțelege această activitate a lui ca o călăuză. Ne călăuzește prin trecutul nostru, ne-l readuce în actualitate și totodată ne inspiră să ne întoarcem către el. Este, dacă vreți, o legătură intrinsecă între noi, cei de acum, și valorile pe care le purtăm cu noi, știut sau neștiut. El vrea să le cunoaștem cât mai bine, să le prețuim cât mai mult, să le transmitem mai departe. Și același gând fusese de fapt și în mintea lui Dimitriu, care atunci când venea de la gară, proaspăt numit gara noastră din capătul bulevardului de acum, sigur, era deja construit proaspătul bulevard al Carol I, când venea pe acel drum spre mitropolie, aceasta a fost și gândirea lui Dimitriu. Cum să fac să repun în valoare trecutul acestui oraș? El a înțeles foarte bine că altfel Târgoviștea era condamnată să trăiască o viață anonimă, iar destinul ei nu era acela. Amândoi au încercat să schimbe acest destin prin cunoaștere și transmitere a unor valori extraordinare pe care i le-au identificat în Târgoviște. Și am să o rog pe Irina să ne povestească un pic despre familia Drăghicean. Da, cu o mare plăcere. M-a atras și pe mine personalitatea lui Virgil Drăghiceanu. Am redactat un studiu despre el și am aflat lucruri foarte interesante despre acest om puțin cunoscut, din păcate, în prezent și merită cu totul pe ecran. Atenția noastră. S-a născut într-o familie de orășeni. Bunicul său, Mihalache Drăghiceanu, a fost începătorul școlii naționale de la Târgoviște, așadar un fondator. S-a născut în Râmnicu Vâlcea în anul 1879. Era fiul lui Nicolae Drăghiceanu și al Mariei Davidescu. Era Maria... un om de primăvară, ca și mine, născut pe 18 mai. Da, era un om născut într-o familie de orășeni, de oameni culți, de oameni informați, nepot de învățător. L-a avut ca o mică schiță genealogică. Da. L-a avut ca unchi patern pe Matei Drăghiceanu, o personalitate extraordinară și aceasta, un om, primul inginer de mine, prima hartă geologică, posesor al carierelor de la Albești, a donat toată piatra folosită la biserica din Florica, pentru că... Și aici avem actul de naștere. Da, de la arhivele din Vâlcea. Matei Drăghiceanu a donat piatra pentru biserica de la Florica pentru că Mihalache Drăghiceanu, bunicul lui Virgiliu, era prieten cu Brătianu. Brătianul vizitase în Târgoviște. De asemenea, piatra pentru Ateneul Român este donată tot de acest Matei Drăghiceanu, care și el construiește o impresionantă vilă în Câmpul Lung. Se numește Vila Maria, după numele soției. Există și astăzi această clădire, au donat-o orașului. Așadar, vila din Câmpul Lung, o familie de oameni generoși, oameni care au înțeles care este rolul omului pe lume, să lase urme, să studieze. Acest om admirabil s-a legat în mod fundamental de orașul nostru, întrucât familia lui ajunge la puțină vreme după nașterea lui la Târgoviște, urmează aici școala, facultate în București. Într-adevăr, din 1907, cu adevărat, cum a spus și domnul profesor, începe cariera lui. Prin această primă misiune atât de importantă, o radiografie a monumentelor istorice, pe care astăzi, din păcate, pe multe nu le mai putem găsi. Doar datorită acestui om, datorită inscripțiilor pe care el le-a copiat cu atâta minuțiozitate, putem să reconstituim atâtea monumente. De asemenea, trebuie spus că a fost un colaborator apropiat lui Nicolae Iorga, căruia i-a încredințat aceste inscripții din județul Dâmbovița și care se regăsesc în volumul 2 al inscripțiilor publicate de Marele Istoric. Așadar, o contribuție care tot timpul va fi valoroasă și va fi valorificată de zeci și zeci de generații de iubitori și cei de istorici care sunt interesați de patrimoniu. Da, și ca să o completez pe Irina, iată ce îl scria el la un moment dat într-unul dintre numeroasele sale studii publicate în buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice despre Palatul Bibescu de lângă București. Spunea el, ca să înțelegem un pic gândirea, se dărâmă sub ochii indiferenței bucureștenilor.
Aceea soartă așteaptă, deci, monumentele mai noi, cum era acesta, ca și pe cele mai vechi, să le salvăm cel puțin amintirea. Deci să înțelegem că acea vizită a sa din 1907 a avut, pe lângă dorința de a înființa un muzeu, și vom vedea contribuția lui la înființarea Muzeului Târgoviștean, un prim muzeu, chiar în casa Fusea, și trebuie să spunem că bunica sa era o Fusea, fiica lui Nicolae Fusea, deci prin urmare el, Maria Fusea, vâlcean, vâlcean fiind, a devenit un târgoviștean prin familia maternă și, într-adevăr, sigur că va încerca pe toate căile să dezvolte acest muzeu, pentru că a înțeles că se pot pierde bunuri de o valoare extraordinară. Iar în ceea ce privește legătura sa cu Nicolae Iorga, pe care de altfel o vom vedea ilustrată și prin imagini, iată, în 1926, la 4 iunie 1926, Virgiliu Drăghiceanu, acela e numele lui corect, dar toată lumea a zis Virgiliu, Virgiliu Drăghiceanu era primit în Academia Română. În acel moment, președintele Academiei era Iacob Negruții, nimeni altul decât fiul celebrului Costache Negruții, care, iată, continua cumva tradiția familiei. Și, de altfel, trebuie spus că Negruții fusese parte acestei elite a românilor de la 1848, alături de un Grigore Alexandrescu, de Ion Ghica, erau de altfel și prieteni, și, de asemenea, să spunem că exista o legătură de înrudire între Drăghiceanu și Grigore Alexandrescu prin o mamă, prin Fusești. Da, și iată ce scria Nicolae Iorga, care l-a propus ca membru corespondent al Academiei Române și a fost și acceptat cu 21 de bile albe din 22. Citez: de ani de zile, domnul Virgil Drăghiceanu e cel mai harnic colaborator al buletinului Comisiunii Monumentelor Istorice, căruia i-a dat numeroase studii de o însemnătate deosebită, o spunea Iorga. Cercetător neobosit al vechilor biserici și palate, domnia sa e fericitul descoperitor al mormintelor de la Argeș, de care s-a ocupat într-un lung studiu. Lucrarea sa asupra clădirilor brâncovenești și catalogul său de icoane sunt de o întrebuințare deasă pentru oricine studiază vechea noastră artă. Și iată, într-adevăr, în 1926, Virgil Drăghiceanu este ales membru corespondent al Academiei Române în condițiile în care el nu făcuse un doctorat. Pentru doctoratul lui au fost efectiv săpăturile, cercetările, vizitele pe care le făcea întotdeauna prin toată țara umblat, cu aparatul de fotografiat lângă el și în încercarea de a descoperi încă ceva, de a mai salva ceva de la uitare, de la pieire. Și în urma acestor cercetări, întotdeauna scria, ba un articol, uneori erau studii foarte consistente, ba o mică însemnare în buletin. O inscripție. Da, pentru că trebuie spus că Virgil Drăghiceanu a fost și istoric, și arheolog, și un excelent muzeolog, muzeograf, a fost și un foarte bun paleograf, a întrunit foarte multe calități, pe care și le-a pus în valoare cu generozitate pentru cei din jurul său. A fost o persoană dedicată, un om extrem de mobilizator. Tot ceea ce a făcut ne conturează acest portret al unui om dedicat întru totul vocației sale. Chiar și piatra de mormânt pusă de soția sa ne spune acest lucru, că și-a dorit să vină aici, la Târgoviște. Deci a fost atât de atașat de locurile acestea și de cunoaștere și de a lăsa ceva în urmă, încât mi se pare că este chiar o datorie să-l pomenim, să-l aducem în față, și m-a bucurat enorm de mult inițiativa Iuliei de a aduce într-adevăr un om care chiar merită să fie cunoscut și nu doar o stradă din orașul nostru care îi poartă numele. Da, este în mod evident o mare personalitate și cred eu că în locul acelui chioșc care s-a ridicat, cum s-a ridicat lângă muzeul, lângă curtea domnească din Târgoviște, ar fi potrivit un părculeț, poate chiar să-i poarte numele și cu o statuie care să le reprezinte. Mai ales că el a inițiat
cercetările arheologice la Curtea Domnească este cel care a condus aceste săpături din 1934 până în 1938, a excavat, chiar el spune, din păcate nu a lăsat pentru Curtea Domnească un raport oficial de săpături, dar în corespondența pe care o poartă cu Radu Gioglovan, și el director al Muzeului Istoric, arheolog, scrisori care au rămas în arhiva muzeului, spune că eu îmi revendic pentru mine numai și-a dat seama că au fost două palate la curte, că am excavat mii de metri cubi, că acolo unde era doar o vale lângă ziduri, acum se înalță un deal, și toată această muncă ne-a rămas totuși în imagine. Avem, cred că avem imagini de acolo, de arhivă, din și timpul poate, cercetărilor. Poate ne ajută operatorul de la Curtea Domnească. Cu, da? Nicolae Iorga, cu Constantin, exact, Dimitriu, cu personalități ale vremii, pentru că, într-adevăr, iată, chiar de acolo, din timpul săpăturilor de la curte, da? Din anii 30. Sunt imagini extraordinare de la Arhivele Naționale, Dâmbovița, și îl vom vedea chiar pe, iată cât de mult s-a excavat acolo, da. Vom vedea cum se ducea, cum căra cu niște vagonete, practic. Iată, aici avem imaginile respective, tocmai pentru a descoperi vechile monumente care erau acoperite de pământ și de tot felul de resturi. Și vom vedea, iată-l și pe Drăghiceanu cu arheologii și cu săpătorii făcând acest demers extraordinar de scoatere la iveală a ruinelor care fusese răcântate de Grigore Alexandrescu sau Ion Heliade Rădulescu, el cel născut, cel care s-a format practic la câțiva metri de Curtea Domnească. S-a crescut, da? Vis-a-vis de Curtea Domnească, frumoasa casă pe care și astăzi o putem admira, poartă pe frontispiciu inițial a tatălui Nicolae, și este un monument care și-a păstrat forma originală și ne bucurăm, sperăm că mulți ani de zile piața Doi Brazi și acel sens giratoriu, toți cei care trec acolo să știe că nu este o clădire oarecare, așa cum nu sunt atât de multe, și sperăm că nu vor dispărea și vor rămâne toate câte sunt. Orașul va, da, va avea această amprentă atât de necesară, nu putem să trăim într-o zonă gri, trebuie să cunoaștem, să știm ce avem lângă noi. Da, și am dorit de asemenea să privim un pic și imagini cu Nicolae Iorga la Târgoviște, mm-hmm. Și trebuie spus că prin Virgil Drăghiceanu foarte multe personalități românești au venit poate mai des decât ar fi venit la Târgoviște, nu că Târgoviștea nu ar fi meritat, dar vrem să spunem că încă de la lansarea celei mai celebre reviste de istorie și patrimoniu a epocii, acest buletin al Comisiunii Monumentelor Istorice, Virgil Drăghiceanu s-a îngrijit ca Dâmbovița și Târgoviștea să fie prezente aproape număr de număr, ba chiar la început domină în mod copios paginile acestui buletin, ceea ce este și rodul activității sale neobosite, neobosite, așa cum spune... Da, de secretar, de director, da, al buletinului, și, într-adevăr, publică foarte mult studiul acela consistent despre... Acolo este Drăghiceanu, este, da, cel a plecat cu pălărie, iar în spatele, da, lui este Constantin Dimitriu, prefectul, exact, județului Dâmbovița, o personalitate extrem de importantă și un om foarte generos. Trebuie să precizez că dumnealui a lăsat muzeului ca donație foarte multe obiecte personale. Avem un inel sigilar al lui Constantin Dimitriu, fotografii, obiecte prețioase pe care acest om a simțit nevoia să le lase în patrimoniu orașului atunci când muzeul a fost înființat în anii despre care noi vorbim, în anii, la sfârșitul anilor 30. Da, și iată din nou fotografii de la Curtea Domnească, și acele fotografii sunt într-adevăr esențiale, extrem de interesante, fotografiile cu Drăghiceanu și Dimitriu, pentru că vorbesc despre renașterea noastră. Ctitoria lui Matei Basarab, exact, și a doamnei Elina. Trebuie menționat că în acea perioadă cele mai multe dintre bisericile medievale ale Târgoviștei se aflau într-o stare avansată de degradare, și poate iarăși ar fi nimerit să explicăm acest context, cum erau înțelese monumentele istorice în acea perioadă și câtă luptă au dus acești oameni și pentru înființarea unui muzeu și pentru ca... Iată-l pe
Nicolae Iorga. Pe stradă, da, în Târgoviște. Exact. Și pentru ca cetățenii să înțeleagă până la urmă cum trebuie respectate aceste locuri. Drăghiceanu era cel care scria despre chioșcurile din jurul curții domnești și nu era deloc blând, era chiar critic la adresa acelora care nu respectau, iată, locurile istorice. Absolut. Și iată, chiar despre acest lucru, ca o introducere la discuția foarte importantă despre patrimoniu, ce ne spunea el, Drăghiceanu, popoarele care sunt pătrunse mai mult de acest trecut național, acelea cu o conștiință națională mai dezvoltată, acelea și-au mai bine fixate țintele către care tind, iar acele popoare care nu sunt destul de convinse de rolul trecutului în dezvoltarea neamului, acestea sunt supuse pieirii. Și mai spunea el și despre modul în care trebuie să ne raportăm la trecut, inclusiv la patrimoniu și la modul în care el ar trebui să fie adus în discuție. Zice el, nu prin viața oportunistă și de moment, oricât de strălucită ar fi ea, nici prin viața de instinct ne putem îndrepta sigur pasul spre viitor, ci numai prin conștiința că fiecare moment actual este legat de altele trecute ce formează o epocă de aproape 1000 de ani în existența noastră națională și este legat de momentul de mâine și răspunzător de el. A contribui la cunoașterea evoluției proprii acestui județ, a aduna sfintele rămășițe ale trecutului nostru, a deștepta interesul și dragostea ce trebuie să le avem pentru ele ca lucruri ce sunt ale noastre, ale înaintașilor noștri, relicve pe care în egoismul epocii acesteia le-am disprețuit și întinat, este o datorie și pentru păturile luminate ale acestui petic de țară, județul Dâmbovița. De aceea, pentru atingerea acestui scop, ca și pentru educarea gustului artistic al populației, este nevoie de un muzeu local, căci două feluri de lucruri se pot strânge într-un muzeu, lucruri relative la istoria județului, documente, texte de pisani, cruci, cărți și lucruri relative la artă. Deci, iată, aici găsim care era situația, răspundând la întrebarea pe care ați adresat-o, care era situația monumentelor. Într-adevăr, așa cum se vede și din imaginea cu Biserica Sfinții Împărați de la 1650 a lui Matei Basarab, situația era absolut cruntă, mai ales după 1821, dar și înainte fuseseră valuri și valuri de invazii. Da, și este... Da. Este contrariat de distrugeri, de distrugerea mitropoliei care l-a marcat. Este efectiv, exact de la Sfinții Împărați, imaginea dintr-un articol semnat de Virgil Drăghiceanu. Da, da, el a scris și despre Biserica Sfânta Vineri și de pisanii de la Sfânta Vineri. Iată intrarea, de fapt, e vechea ușă a lui Matei Basarab. Da, acolo. Și toate lucrurile acestea l-au mobilizat și puțină lume poate mai știe că a existat un muzeu al Mitropoliei organizat chiar acolo în grădina Mitropoliei cu tot ce se mai putuse salva. Iar studiul pe care îl elaborează în 1931 despre Mitropolie este unul extrem de amănunțit în care adună toate informațiile, toate pietrele, tot ce se mai conservase în legătură cu Mitropolia, într-adevăr duce demersuri foarte importante alături de prefect și de Nicolae Iorga prin Comisiunea Monumentelor Istorice și cu ajutorul autorităților locale, trebuie spus cu ajutorul primăriei, pentru înființarea unui muzeu într-o clădire nouă, construită special cu această destinație. Fusese muzeul din Casa Fuseștilor o scurtă perioadă, se retrăsese colecția de acolo, s-a pierdut și donația. Apoi muzeul acesta al Mitropoliei provizoriu și el, erau obiecte, icoane, se recuperau, era tot timpul contrariat de faptul pietre că nu erau bine păstrate, pietre da. De mormânt, se destrugeau și atunci, într-adevăr, printr-un decret regal în anul 1936,
2007 se înființează Muzeul din Târgoviște, din a cărui comisie de organizare a făcut parte Virgil Drăghiceanu. El era acolo alături de Nicolae Ghica Budești, de arhitect, cel care vorbim acum despre clădirea care adăpostește Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, care de fapt este clădirea primului muzeu din Târgoviște, construit începând cu 1937. Deci chiar lângă stelea, ca să aibă și telespectatori imagine exactă, și de fapt s-a făcut pe o donație a stelei. Era terenul care aparținea inițial, curții Mănăstirii Stela. S-a dorit construirea muzeului la Curtea Domnească, apoi chiar pe un teren pe Bulevardul Carol și în final s-a ales acest loc. Și a fost o luptă destul de grea să se... Era o importanță să ai un muzeu nou, o clădire nouă, s-a adus acolo tot patrimoniul, există inventarele vechi ale muzeului. Alexandru Vasilescu a fost director, aveau tot felul de probleme și arhiva muzeului este extrem de generoasă. Cum reușeau să plătească, cum reușeau să aducă obiecte, cum să îmbunătățească colecția și tot felul de frământări din acestea care îți dai seama, uite, cum au început muzeografia dat și lui Virgil Drăghiceanu, cu o contribuție imensă în anii 30-40. Din păcate, trebuie să luăm acum o scurtă pauză de publicitate. Continuăm cu poveștile noastre, care sunt chiar mai mult decât povești, istorie, în câteva minute. Iată că am revenit. Sigur că subiectul este unul foarte vast și chiar ne dăm seama că o oră este mult prea puțin pentru a discuta despre activitatea istoricului Virgil Drăghiceanu. Am menționat câteva amănunte importante legate de Târgoviște, legate de județul Dâmbovița, însă trebuie să povestim și despre celelalte cercetări ale lui care au vizat, iată, întreaga istorie națională, nu doar pe cea locală județeană. Da, într-adevăr, aș începe prin a spune că chiar și în celelalte locuri pe care le-a vizitat, și într-adevăr au fost foarte multe și le vom aminti imediat, se raporta tot timpul la locurile de unde provenea, la județul Dâmbovița. De altfel, trebuie spus că primul grup de 5 monumente istorice care au fost supuse unui regim de protecție a monumentelor istorice. Prima listă regal, a monumentelor istorice. Exact. Sunt două dâmbovițene, doi cești pe care îi vom vedea imediat și potlogii. Deci iată, lui plăcea foarte mult biserica din Doicești, așa cum ne place și nouă astăzi, și sperăm ca autoritățile județene și cele locale de la Doicești să aibă în vedere cât de urgent refacerea acestei biserici, restaurarea acestei biserici, pentru că este unul dintre monumentele excepționale și dacă se poate să ne arate imagini de la Doicești, veți vedea că aceste relevee care au fost făcute chiar în epocă ne vorbesc despre frumusețea acestei biserici de curte a lui Constantin Brâncoveanu. Ce avea în plus curtea aceasta domnească de la Doicești față de celelalte pe care le cunoaștem poate mai mult, de la Potlogi, Mogoșoaia, altele? Da, curtea aceasta care a fost constituită după ce achiziționase Doiceștiul la 1702 Constantin Brâncoveanu, era gândită și ca loc de retragere în caz de primejdie pentru Brâncoveanu. Cum spune foarte bine Drăghiceanu, avea ziduri
de 6 metri, ceea ce era unicat printre curțile personale ale voivodului. Deci ea era efectiv iată gândită, o iată imagine, o imagine făcută chiar de Drăghiceanu la Doicești. Din păcate, așa cum știm, zidurile nu se mai păstrează atât. Iar tot imaginea făcută de Drăghiceanu. Și apoi vom vedea și mai multe releveie sugestive. Aici, din nou, o fotografie făcută de el și publicată în buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. Da. La fel, o altă imagine, din nou cu fortificația aceasta impresionantă. Zidul de incintă, parte din el, știm că s-a păstrat până astăzi. Da. Și aceasta ar fi, și iată planul bisericii de la curtea lui Brâncoveanu, deci o biserică de o, iată cât de frumoasă putea să fie. Releveele acestea pur și simplu te lasă mut de uimire atunci când vezi cât de frumoasă ajunsese arta românească în perioada lui Brâncoveanu. El dedică ample capitole, pentru că vorbeam despre cercetările sale. Cercetările sale, într-adevăr, l-au purtat pe la toate curțile brâncovenești. Din nou, imaginele sunt sugestive și le lăsăm să se desfășoare pe ecran, dar el, în egală măsură, a fost la Brâncoveni, de pildă, unul dintre leagănele familiei Brâncoveanu. Cel puțin 10 studii am inventariat eu despre Brâncoveanu, epoca lui Brâncoveanu în palatele brâncovenești. Deci, într-o carieră de 40 de ani, de cel puțin 10 ore a revenit pentru această perioadă minunată. Absolut minunat. Și nu a fost atașat, a și descoperit inscripția de la candelei pusă de doamna Maria, un lucru foarte important și pentru noi, odată în plus, au descoperit-o în 1914, exact, când se împlineau 200 de ani de la moartea martirica voievodului și odată în plus au comemorat, atunci au fost evenimente speciale, deci o descoperire cu totul și cu totul. Haideți să ne aducem și cu imaginile acum la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Trebuie spus că Constantin Brâncoveanu, așa cum știm, a suferit moarte martirică în capitala Imperiului Otoman împreună cu familia sa. Iată, avem deja imagini de la Sfântul Gheorghe Nou. Da. Și ulterior soția, doamna Maria, a reușit să recupereze rămășițele pământești ale soțului său, pe care le-a îngropat în insula Halkis într-o biserică imperială, și de acolo a reușit mai târziu, iată și candela despre care vom vorbi, este tot fotografia lui Drăghiceanu, încă o dată sunt fotografii ale sale și din articolele sale, și această candelă, vedem și detaliu, și această candelă ascundea de fapt secretul care n-a fost știut aproape 200 de ani, 200 de ani de la moartea voivodului. Că Maria, o femeie foarte pioasă și atașată familiei și memoriei lui Brâncoveanu, a făcut enorm de mult pentru aceasta și a iubit cu adevărat soțul și a trăit un destin crunt după moartea acestuia, ziceam că ea a reușit să-l aducă, să-l îngroape sub o lespede domnească, numai că nimeni nu știa cine se află sub această lespede. Pentru a-i proteja rămășițele, Maria Brâncoveanu găsește această cale de a-i aduce trupul într-o ctitorie și de a pune această candelă cu ce purta această inscripție în care se decripta acest adevăr și ea să fie descoperită la 200 de ani. O descoperire foarte importantă și foarte interesant pentru noi să știm acest lucru despre soția voievodului și apoi toate demersurile pe care le-a făcut pentru a întregi familia, pentru a păstra memoria familiei, pentru a recupera măcar parte din posesiunile lor, care erau ale lor de secole. Brâncoveanu nu se bogățise domnitor, Brâncoveanu fusese, cum spunea chiar el, eram domn la casa mea, adică Brâncoveanu venea dintr-o familie care avea proprietăți, fusese mari dregători, generații întregi, moștenirea era una fabuloasă și atunci chiar meritau oamenii aceștia să aibă o memorie dusă cât mai departe, ajunsă
iată, până la noi. Da. Așadar, inscripția aceasta a fost descoperită de Virgil Drăghiceanu. Ce spuneau cuvintele acelea? Cum sunau ele? Nu am în momentul acesta, dar cu siguranță spunea că aici se odihnește robul lui Dumnezeu, eu Constantin Basarab Brâncoveanu. Adică era chiar textul, chiar a fost și în epocă o discuție, un mare slavist al epocii, Stoica Nicolaescu, intervine și el pe traducere cu niște mici diferențe, este un conflict între istorici la vremea respectivă, Nicolae Iorga este apărat de către Drăghiceanu este apărat de Nicolae Iorga în contextul acesta, adică era o mare descoperire și toată lumea vroia să fie parte și atunci cumva pentru că circulaseră zvonuri că ar fi acolo, dar nimeni nu dovedise. Da, iar Drăghiceanu, cunoscând epoca brâncovenească ca nimeni altul, trebuie să spunem acest lucru, cercetase tot și știa acolo la Biserica Sfântul Gheorghe Nou tot ce se află în interior și a dat la un moment dat seama că acolo ar putea să fie și când a cercetat candela, iată și cât de frumos gestul Doamnei care, iată, îi pune numele pe o candelă într-o amintire. Așadar, noi vă invităm să vizitați locul acesta pentru că de anul trecut candela Mariei Brâncoveanu se află din nou în biserică, deasupra mormântului, așa cum a fost în vechime și poate fi vizitată de către toți cei interesați. Și e bine să ne amintim în acel moment că, iată, o descoperire pe care i-o datorăm lui Virgil Drăghiceanu, una de răsunet, însă au fost mai multe de-a lungul carierei sale. Și... Da, să ne raportăm un pic și la săpăturile de la Curtea de Argeș, da, unde practic face cea mai mare descoperire a carierei sale. El a fost de altfel un asidu cercetător al vechilor capitale domnești, că a cercetat și la Iași, a cercetat și la Câmpul Lung și la Curtea de Argeș. El la Curtea de Argeș a cercetat biserica veche domnească, pe care le-o descrie foarte frumos și arată cât de mult era ea de fapt în umbra și nemeritată în umbra bisericii lui Nagoe Basarab, sigur una excesiv foarte frumoasă, dar pe de altă parte această biserică domnească poartă în sine mărturia celui mai vechi trecut al nostru. Sigur, acolo arată el că găsim câteva dintre personalitățile importante ale istoriei noastre cele mai vechi și în principal pe celebrul Negru Von. Și încearcă ca și mulți alții, el care a descoperit acel mormânt al lui Negru Vodă imediat după primul război mondial, în 1920, publică cercetările, așa, îl descoperă practic mormântul intact, un lucru extraordinar, reușește să desfacă sarcofagul exact cum trebuia să-l desfacă pentru a-l extrage din nou intact și după aceea face o analiză amplă și multe alte morminte, încă două morminte domnești, morminte boierești și ale unor mari boieri, ale fiilor de boieri, copii și așa mai departe și de acolo începe o analiză extrem de amplă a rolului Bisericii Domnești de la Argeș, a istoriei noastre celei mai vechi, începând de la Basarab și continuând cu urmașii acestuia, Nicolae Alexandru, Vladislav I, Radu I și așa mai departe. Trebuie să precizăm că descoperirea aceasta la vremea ei a făcut chiar în conjurul lumii, pentru că era într-adevăr extraordinar să poți vedea un mormânt vechi de 700 de ani, aproape, care să aibă încă elemente care țin de bijuteriile găsite. Și chiar putem să vedem de la Curtea de Argeș imagini cu descoperirile făcute de Virgil Drăghiceanu acolo și vom vedea că acest mormânt, poate cea mai importantă descoperire arheologică sau oricum una dintre cele mai importante aici, Curtea de la
Argeș, din secolul al XX-lea, ziceam că acel, iată și imagine cu biserica domnească, neapărat să o vizitați, este o frumusețe și lângă ea se găsesc cele două locuințe voivodale, cele două reședințe voivodale, pe care tot el le-a dezgropat, tot el le-a dus la lumină, nu se cunoșteau. Biserica a beneficiat și de o restaurare. Și celebra pafta, care era înconjura, evident, acest mormânt vestimentație. Din aur, da. Era din aur, da. Acel argint în interior, unde este o lebădă, dar încă se discută despre semnificația tuturor elementelor, acestor simboluri care se prezintă pe bijuteria. Iată, aceasta ea poate fi văzută în muzeu. Vedem două turnuri crenelate, exact, vedem două turnuri crenelate, o figură masculină și una feminină, practic un cavaler și o domniță, dacă vreți. Așa, este efectiv un simbol al acelei perioade, un simbol care trebuie să fie legat într-un fel de legăturile care existau între familia voivodală românească și cea angevină. Ungarie. Să nu uităm că era o familie de Anjou, practic o familie franceză care se afla atunci pe tronul Ungariei. Așa, și aceste legături au fost foarte strânse, cum arată și Virgil Drăghiceanu. Evident, o relație de vasalitate cu uneori cu momente foarte, să spunem, dramatice, cum a fost bătălia de la Posada, și altele care i-au urmat, dar pe de altă parte și cu multe momente extrem de importante care au făcut parte din creația statală românească și din istoria evului mediu european. Și acest personaj vom vedea că avea și niște inele foarte interesante, inele care țin de tradiția occidentală, ca și paftaua, de altfel. Da. Cu siguranță, într-o viitoare emisiune, vom putea să dezbatem pe larg subiectul legat de Mormântul 10. Într-adevăr, este amplu și încă generează dispute, așa că nu vom insista foarte mult de data aceasta, dar a fost însă descoperirea, poate cea mai importantă, nu doar din cariera lui Virgil Drăghiceanu, dar pentru istoria românilor. Este punctul de la care se pleacă. Este certitudinea într-un subiect nebulos, totuși, tot disputat acest subiect, unde este, cine este, și atunci odată dai palpabilul, concretul, și mai ales la nivelul acesta a fost o mare descoperire și o mare realizare. Și dincolo de asta, a săpat la Cozia, mormântului Mircea cel Bătrân, a săpat la Arnota, a săpat la Măgureni, la Cantacuzini, a săpat în Argeș, la Ruda, a săpat în Prahova, în Buzău, la Cetățeni, la Craiova a săpat. Adică cercetările lui chiar au fost acolo unde era nevoie și unde s-a dus. Nu a fost genul de om comun care să facă o cercetare din birou sau din bibliotecă. A fost un om pasionat de meseria lui, de vocație, de fapt o vocație a fost, și și-a urmat-o toată viața. A fost un om dedicat monumentelor, trebuie spus, și perioada Primului Război Mondial, misiunea pe care a avut-o, care a fost încredințată. Avem și o imagine aici. Cred că o avem, nu știu dacă se poate vedea la cameră. Este vorba de un volum, 707 zile sub cultura pământului german, este o reeditare, practic un jurnal al lui Virgil Drăghiceanu, în care consemnează care era starea monumentelor, a oamenilor, discuțiile din epoca din timpul Primului Război Mondial, din timpul ocupației, și descrie Târgoviștea. Sunt texte poate puțin cunoscute, cum era orașul părăsit, cum era abandonat, cum oamenii erau ascunși, cum pentru a merge la Mănăstirea Dealul vroia să vadă dacă mai este acolo mormânt. Evident, capul lui Mihai Viteazu nu mai era acolo. Ei profanaseră mormântul, nemții, și credeau că este Mihai Viteazu simbolul, trebuia să îl înlăture. Și toate aceste lucruri i-au fost încredințate lui, iată, nu întâmplător.
Nu altcineva a fost desemnat pentru a se îngriji de starea monumentelor, cât de cât de a ști ce se întâmplă în țară. Tocmai cel care le cunoștea cel mai bine, tocmai lui i-a fost... Da, trebuie spus, pe de altă parte, că din fericire generalul, feldmareșalul Mackensen era un iubitor al monumentelor istorice și chiar îi plăceau monumentele românești. Asta ne-a scutit de foarte multe neplăceri pe care subordonați de-ai lui le făceau, le creau. Sigur, el era un om de o inteligență superioară și o cultură superioară și atunci a mai ajutat. Dar personalități ca Virgiliu Drăghiceanu, într-adevăr, tot timpul, ce a făcut de pildă pentru biserici, ca să nu mai fie, să nu fie preluate odoarele bisericești, i-a pus pe preot să spună că le folosesc în cult, deci că toate sunt utilizate în cult. Și a încercat pe toate căile să salveze ce se oprească rechiziționările care se făceau și, în fine, să demersuri care au contat, pentru că fiecare obiect salvat era un obiect salvat. Și iată cum ne apropiem de finalul discuției, nu am reușit să vedem imagini cu casa Virgil, casa Nicolae Drăghiceanu, vrem să vedem o ultimă imagine și să încercăm să aflăm foarte pe scurt ce s-a întâmplat în ultima parte a vieții sale, cam care era atmosfera atunci, se instalase deja comunismul, cum și-a mai desfășurat cariera Virgil Drăghiceanu. Iată și imagini cu casa, superba casă, care se află acolo pe, într-o gură de rai, lângă curtea domnească. Și iată o imagine recentă cu această linsoare minunată și în piața Bărăției, așa cum o știm noi, de altfel chiar curtea domnească se întindea, se întinsese inițial până aproape de casa în care s-a născut Virgil Drăghiceanu. Vom vedea și monograma familiei, iată, Nicolae Drăghiceanu, este o casă în stil baroc, o casă foarte frumoasă și interiorul este foarte frumos, atât cât am putut eu să-l văd. Este o firmă acum și sigur nu poate fi vizitată, dar poate că ar fi din nou o idee ca o placă memorială să fie pusă pe această casă, tocmai pentru că e una dintre personalitățile cele mai veritabile, frumoase și elocvente ale Târgoviștei. Da, ar merita cunoscut la vremea când am redactat studiu. Nu au fost puțini, nu au fost mulți oamenii care să-mi confirme că este casa în care a locuit istoricul Virgil Drăghiceanu, doar domnul Cornel Ionescu a putut să-mi spună acest lucru și există o lucrare, Târgoviștea și monumentele sale, redactată de Nicolae Stoicescu și Cristian Moisescu, în care mai apare într-o notă că ar mai fi locuit și într-o altă locuință care a fost demolată în anii aceștia ai comunismului, în anii 70, acea locuință a dispărut. Ar fi locuit și acolo o perioadă, dar cu siguranță casa, casa părintească, casa care poartă și astăzi această monogramă a tatălui, este aceasta pe care, din fericire, o putem vedea și astăzi și care merită să fie. Și am să rog și o imagine de la cimitir, pentru că el a ținut în mod insistent să fie îngropat la Târgoviște, la cimitirul central. Soția sa se numea Constantina, nu a avut copii, nu a avut urmași și ea spunea că a dorit să fie adus lângă dragii lui părinți în orașul său natal, unde din tinerețea sa s-a devotat lucrărilor arheologice. Impresionant. Și astăzi... Chiar dacă a trecut în neființă la București. Da, și-a dorit să fie aici, în orașul în care chemarea lui a fost la Târgoviște. Într-adevăr, ultima perioadă a vieții a fost o perioadă de eclipsă, dacă doriți, în condițiile în care, în 1940, dispăruse și marele Nicolae Iorga, căzut victimă, protectorul unui asasinat, protectorul și prietenul, său. Da, și iată imagine de la cimitirul central cu frumoasa cruce care poartă în sine imaginea acestei personalități devotate. Trebuie să povestim că am încercat să găsim... Chiar de ziua lui, pe 18 decembrie, ziua morții sale, pe 18 decembrie 1964 a murit, a trecut la cele veșnice și o imagine din 18 decembrie 2016 este ca o carte, vedeți, foarte frumos, acolo sunt cuvintele pe care le-a pus Constantina, soția sa, iată, despre profesorul și arheologul Virgiliu Drăghiceanu.
Odihnește așadar la Târgoviște, în cimitirul central. Noi am reușit cu mare greutate să găsim acest mormânt, pentru că nimeni nu știa de el și încercăm astfel să cumva să semnalăm prezența lui acolo, pentru că este important pentru noi ca târgovișteni faptul că omul acesta s-a reîntors, iată, aici, la locul de care a fost atât de atașat. Din păcate, nu mai avem timp să povestim. Cu siguranță mai erau încă foarte multe de spus. Dar rămâne ca în edițiile viitoare, atunci când vom discuta anumite subiecte din istoria românilor, nu se poate să nu interacționăm din nou cu marele istoric Virgil Drăghiceanu. Da, care spunea, trecutul nostru dar nu e un cuvânt banal, o vorbă de care se face caz la banchete și conferințe pentru a se smulge aplauzele auditoriului. Trecutul există, se poate urmări bine monumentele, bisericile, pietrele, crucile ce le găsim pretutindeni și pe care trebuie să le cinstim, fiindcă vom cinsti astfel neamul nostru pe înaintașii noștri. Minunat! Vă mulțumesc pentru prezența la prima ediție a emisiunii Turnul Cetății. Mulțumim! Mulțumim! Doamnelor, domnilor, punem punct aici discuției noastre. Vă dăm întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare. Pe curând!